ați observat că în perioada asta se discută mult despre BAC, admitere la facultate, educație în principiu, pe oriunde se propagă informație, am tot văzut articole cu fetele alea care au luat notă de 10 și au făcut scrisorile alea publice, cu oștele alți care au făcut contestație, coada lui Rumbu. M-am gândit să vă vorbesc așa un pic despre anii mei de școală și carieră, ca să zic așa, atât cât pot vorbi la cei 25 de ani pe care i-am. Mai ales pentru că am tot primit întrebări cu privire la subiect, la educație, ce am făcut eu, ce am studiat, pe unde am studiat. Și sunt multe fete care m-au întrebat la modul de vreau să fac ce ai făcut tu, zi-mi și mie ce ai făcut tu. Și am zis să acopăr toate subiectele astea într-un singur video. Mai întâi, ca să fie de la început spus, clipul ăsta nu vine de la cineva care a avut notă de 10 la BAC, notă de 10 în facultate. Nici vorbă, n-a fost cazul pentru mine de așa ceva. Școala generală, liceul, am făcut în Buzău, după care am venit la 19 ani, cred că aveam, am venit în București și aici am făcut facultatea. Nu am făcut masterat, nu am mers mai departe, n-am făcut nici un doctorat, nu am așa ceva. M-am oprit după facultate, m-am angajat imediat, adică am dat licența undeva în iunie, cred. Și la 2 săptămâni după, deja m-am angajat, adică am fost la interviuri. A fost ceva de vis, am mers la primele mele interviuri, atunci eram emoționată, tremuram, mă bâlbăiam, citisem înainte ce să faci la un interviu și așa mai departe. Ce vă pot spune este că m-am dus de capul meu, deci peste tot pe unde am fost până acum și am mai lucrat în câteva locuri înainte să fiu unde sunt acum. M-am dus fix de capul meu cu anunțul luat din ziar, na, pe niște salarii mediocre, dacă vreți, dar am început de jos. Și am crescut ulterior așa, în timp am crescut ca să ajung unde sunt acum și pot să vă spun că mi se destul de bine, mă întrețin singură, nu cer bani nimănui. Știu că toată tevatura asta acum e cu BAC-ul, că trebuie să ai o notă mare la BAC, că trebuie să iei 10 la BAC sau oricum să ai o notă foarte mare. Eu cred că înainte de BAC și liceu, cred că o foarte mare importanță o are școala generală, pentru că acolo te formezi, acolo ești inițiat în treaba asta cu școala, bine, poate mai e și grădinița înainte sau ce mai faci tu pe acolo, dar eu cred că la școală pui bazele formării tale educaționale, în școala generală, în clasele alea primare. Nu știu, poate este doar în capul meu, dar din experiența mea din cei 8 ani de școală generală, primară și gimnazială, copiii ăia care învățau bine din clasa 1, au învățat bine până în clasa 8 atât cât i-am știut eu. Iar prin învățat bine, să nu înțelegeți că mă refer la note de 9 sau de 10 și așa mai departe, o să abordez puțin capitolul ăsta cu notele când ajung la subiectul BAC, ca să vă spun ce am pățit eu la BAC. Mă rog, școala generală, după cum v-am mai povestit, m-a interesat întotdeauna zona asta de uman, partea umanistică, tot ce presupunea citit, limbi străine, istorie, geografie, eram bine la geografie, mai puțin partea de real. Nu pot să spun că am avut vreodată afinități cu orice a ținut de capitolul matematică, fizică, chimie. Am fost, dacă nu complet pe lângă, aproape pe lângă subiect, dar am trecut clasa, aveam așa un minim de cunoștințe cât să-mi permit să trec clasa. Pot să vă spun că am avut o profesoară idiotă în general, nu știu, probabil că era și vina noastră ca și clasă, pentru că aparent toți eram tâmpiți la capitolul matematică, dar am avut genul ăla de profesor de care ți era teamă. Era așa un soi de tensiune în clasă, ți era frică să nu te scoată la tablă, ți era frică să nu te întrebe ceva, ți era frică de orice pentru că țipa foarte mult și dacă întrebai ceva erai tâmpit, prin urmare, decât să te facă tâmpit și să fii jignit și să-ți se sară în cap că ești un idiot pentru că n-ai înțeles din prima, mai bine nu mai întrebai. Deci, ideea aia cu întreb de 300 de ori până când ți se explică, pentru mine nu a funcționat, cel puțin în ce privește capitolul ăsta, pentru că ți era teamă să întrebi. După școala generală am dat admiterea la liceu și am urmat un liceu cu profil de uman. Aveam, nu știu, 6 ore de română pe săptămână, făceam latină, latină pe care pot să vă spun că am detestat-o din picat, o materie care nu i-am înțeles rostul, pentru mine, cel puțin, pe care aș fi preferat să nu o am inclusă în programă, aș fi preferat să fie o chestie opțională, dacă vreau, pentru că aveam multe ore de latină pe săptămână, iar mie nu mi-a folosit la nimic, nu mi-a plăcut
Și cu toate astea mi-a fost forțată pe gât. Eu înțeleg că trebuie să știm câte puțin din toate și să ni se dea ocazia de a cunoaște fiecare materie ca să vedem ce ne place. Dar eu personal aș fi preferat ca după ce mi se dă ocazia, adică un an în care aflu, uite, îmi place asta, nu-mi place asta și așa mai departe, să am posibilitatea de a alege singură materiile care mă interesează și către care vreau să continui studiul. Adică, dacă s-ar putea așa frumos, aș prefera să am 5 ore de engleză pe săptămână în loc să am 3 ore de engleză și 2 de latină. E doar un exemplu. Așa văd eu lucrurile, așa mi s-ar fi părut mie de bun simț atunci în perioada aia. Oricum, la liceu v-am spus, am trecut mai mult pe zona asta de uman, am avut și acolo niște profesori demenți. Nu știu, eu cred că unii oameni nu au vocație pentru așa ceva. Și apoi a venit bacul. A fost ceva parfum, pentru că m-am fript exact cum am fript și în clasa 8-a. Să vă spun de ce. Știți probabil cum sunt subiectele la bac, ai subiectul ăla mare în care trebuie să acoperi o parte de nu știu, comentariu sau nu mai știu cum este acum. Mă rog, atunci când am dat eu, era o anumită listă de opere studiate în acești 4 ani de liceu, opere pe care trebuia să le știi, trebuia să ai habar dracu ce au zis ai acolo și să le poți comenta în subiectul 3, cred că ar trebui să fie ăsta. Eu mă pusesem și citisem acele cărți, spre deosebire de colegii mei care au luat note mai mari pentru că au învățat comentariile. Citisem toate romanele pe care le aveam, citisem tot ce era acolo, citisem poeziile, tot. Știam exact ce se întâmplase în fiecare. O singură chestie am exclus-o și m-am fript exact cum m-am fript în clasa 8-a, pentru că îmi imaginam că nu se poate să am exact același ghinion. În clasa 8-a mi-a picat la capacitate basmul. În clasa 12-a mi-a picat la bac basmul. Imaginați-vă cum este să ai 13 opțiuni, să cunoști 12 dintre acelea 13 și să-ți cadă ca subiect exact aia pe care ai neglijat-o. Ai habar așa despre ce e vorba, că la dracu e basm, dar nu poți să zici că ai insistat foarte mult pe ea. Asta mi s-a întâmplat mie. Citisem romanele, eram super pregătită să scriu un super eseu din capul meu, fără să învăț comentarii. Eu o să ajung și la subiectul ăsta, că mă scoate din minți capitolul, ai învățat comentariu, știi comentariu? Deci eram capabilă să scriu un comentariu de capul meu, povestind ce am înțeles eu din cartea aia și corelând cumva cu noțiunile pe care trebuia să le am despre operă și genul literar. Și numai bine că mi-a picat iarăși basmul. Și așa cum am pățit și în clasa 8-a, că iarăși eram super pregătită să scriu novela, schița, hau, băgam, caragiale, tardofeanu, eram bine, baltacu, fiță, să vezi, mi-a picat basmul. Exact ca atunci am scris din amintiri și bineînțeles că am luat o notă mai mică. Notă mai mică nu mai știu, am luat undeva în jur de... Am avut peste 8,50 sigur. Dar nu mai știu dacă am avut peste 9... Cred că undeva pe acolo, 59, cam așa ceva am luat, pentru că am pierdut puncte la capitolul ăsta la română. Deci am scris basmul ăla, fix din ce mi-aduceam aminte, am legat așa cu ce știam eu că ar fi genul ăsta literar, am povestit ce mi-aduceam aminte din basm. Nu a fost un subiect pe care l-am ratat, deci nu l-am pierdut complet, dar mi s-a părut nedrept, pentru că e doar o chestiune de noroc. Deci n-a avut nicio importanță că eu știam foarte bine celelalte subiecte și poate am avut colegi care erau complet pe lângă, care nu au citit, care habar n-aveau despre ce e vorba acolo, pur și simplu au mestecat niște comentarii care le-au fost servite sau nici măcar pe alea. Iar eu am avut de pierdut din cauza unei simple neșanse. Așa s-a întâmplat, așa mi-a fost mie bafta și între 8-a și între 12-a, chiar între 12-a când au venit subiectele, îmi venea să mă dau cu capul de perez, pentru că nu venea să cred cum e posibil să am exact aceeași soartă. Cum e posibil să-mi pice tot basmul. Și mi-am amintesc că ăia pe spate, care nu învățase nimic, se bucurau, yeah, bă, pică basmul, să vezi ce scriu. Unde vreau eu să ajung acum este în următorul punct. Nu cred că bacul este atât de relevant în definirea voastră ca om. Deci eu, care am luat note mai mici, de exemplu la română, decât colegii mei care au învățat niște comentarii de habar n-au de capul lor și nu pot lega niște vorbe de la ei, n-au citit, nu știu despre ce e vorba acolo, nu au o cultură, nu știu dacă generală, dar mai ales pe subiectul ăsta, eu nu mă simt cu nimic inferioară ăstora care au luat note mai mari ca mine la BAC doar prin faptul că au avut o șansă în plus. Așa s-a nimerit, a fost ghinionul meu.
Sigur că atunci m-am tăvălit și parcă se prăbușise tot universul meu, pentru că, ce să vezi, nota pe care am luat-o la BAC nu era aia maximă și era și sistemul ăla de să moară capra vecinului, în așa fel încât mă ofticam, pentru că mi-era imposibil să înțeleg cum se poate ca niște colegi sau niște oameni pe care eu îi știu și aia habar n-au de capul lor și nu sunt în stare și știu că nu citesc și știu că nici măcar nu vin la ore. Cum e posibil ca ăia să ia note mai mari ca mine, iar eu, cum să am 9, nu mai știu exact care a fost media finală la BAC-ul, undeva așa m-am învârtit. Nu se poate. Eu am învățat, eu am citit, eu nu m-am dus la meditații, încă un subiect care mi se pare foarte important, nu m-am dus niciodată la meditații, niciodată. După ce am terminat cu BAC-ul și am absolvit liceul, pe propriu merit, chiar, fără meditații, fără plicuri strecurate profesorilor sau orice fel de influență din partea lor mei, nu că ar fi avut-o, dar ca să știm, o dudă, am dat admiterea la facultate, am intrat la facultate la științe politice. Acolo am făcut facultatea, cei 3 ani, la stat. Dacă ai putea să nu te mai scarpini și să mă lași și pe mine să fiu cultă în cap aici, aș aprecia. Mi-aduc aminte că încercasem la mai multe facultăți în perioada aia, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. Depuneți dosarul la mai multe facultăți, nu vă orientați către una glonț, decât dacă sunteți convinse 101% că exact asta vreți să faceți și că veți intra. Eu m-am dus și am depus dosarul la sociologie, cred că asta a fost prima mea opțiune, sociologie, științe politice și a mai fost ceva, cred că limbi străine, nu mai știu sigur. Oricum, erau toate 3 facultățile din cadrul Universității București. Cu locuri la stat și locuri la taxă. Ăștia 3 ani eu i-am făcut la stat, deci am învățat suficient cât să pot să mențin locul la stat astfel încât să nu fie nevoie să plătesc taxă. De ce v-am spus că sociologia a fost prima mea opțiune, dar totuși m-am dus la științe politice? Atunci când am aplicat, nu mai știu exact care era mecanismul de intrare. Ideea e că la sociologie am intrat la locurile cu taxă, iar la științe politice am intrat la stat. Și, mă rog, în momentul ăla nu eram nici în situația de a le cere alor mei să-mi asigure cazare și facultate plătită, pentru că erau totuși niște 10 de milioane. Eu nu mă angajasem, nu lucram. Astfel că am mers la stat, am mers la științe politice, unde v-am spus mi-am menținut locul pe parcursul celor 3 ani, am luat și bursă chiar. Acum sigur mă veți întreba dacă mi-a folosit, dacă am învățat ceva de acolo, dacă aplic ce am făcut în facultate astăzi. Nu aplic, nu lucrez în câmpul ăla al muncii. Sigur, ca bază teoretică, sigur, din punct de vedere al culturii generale, am avut niște cursuri foarte interesante care mie mi-au plăcut, dar nu pot să vă spun că am terminat facultatea de științe politice și, nu știu, m-au pus să abordam europarlamentar sau altele de genul ăsta. Nu vă imaginați astfel de lucruri, că nu se întâmplă. De fapt, eu știu foarte puțini oameni care au ajuns să facă ce și-au propus din facultate. Adică, nu știu, mă duc la litere, gata, ies profesor de română de aici și o să fie viața mea minunată și să vezi ce o să descălesc eu și ce mișto. Nu, eu nu știu astfel de cazuri. Știu că poate vă așteptați la o rețetă miraculoasă în care eu o să vă spun duceți-vă la liceul ăsta, la facultatea asta, faceți așa, 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 luați notele astea și o să ajungeți să aveți fix jobul pe care l-am eu sau o să faceți exact asta. Ambulanța. Pentru mine lucrurile n-au mers deloc așa, iar greul în ceea ce mă privește a început abia din momentul în care am ajuns în București. Eu nu vin dintr-o familie bogată. Nu știu dacă v-am mai spus chestia asta, dar părinții mei lucrează în Buzău pe niște salarii mizerabile, pentru că în provincie, nu știu cum e în alte orașe, dar în Buzău cel puțin sunt salarii destul de mici. Iar eu, după absolvirea acestei facultăți științe politice, am fost pusă în fața următoarei situații. Ori mă angajez și mă descurc în București, pentru că eu din momentul în care am terminat, facultatea s-a terminat. Deci nu pot să spun că m-au mai ținut ai mei sau că m-au mai ajutat în vreun fel. Sigur, poate că mi-au mai scăpat când am avut nevoie să mă mut sau alte situații de genul ăsta, pentru că e foarte greu aici. Da, un ajutor cât de mic, cred că l-am mai primit, dar nu vă imaginați că din momentul în care am terminat facultatea m-au întreținut în vreun fel sau că în momentul ăsta primești ceva de la ei, e contrar, e invers. Situația este exact inversă. Revenind, în momentul în care am terminat facultatea, am avut două opțiuni. Fie mă angajez și rămân în București, fie vin în Buzău, stau cu ai mei, când mi-e găsit de muncă, acum o oală de mâncare mi-o dat cineva.
Sigur că asta ar fi fost calea mai ușoară. Mă duc înapoi în Buzău, mă angajez acolo, eventual peste un an poate mă întorc la master, văd eu ce fac, ba, 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 era în distracție, vedem noi cum o dregem. Numai că eu am preferat să rămân aici, să rămân în capitală și m-am angajat, după cum vă spuneam, pe un job destul de mizerabil, din mai multe puncte de vedere. Am stat acolo vreo 3 luni. După aia m-am angajat în altă parte și acolo am stat câteva luni, după care m-am angajat unde sunt în prezent. După cum v-am spus, eu mă ocup cu social media, adică mă ocup de promovarea unui anumit brand. Treaba asta n-are nicio legătură cu facultatea pe care am făcut-o. Sigur, am avut acolo un curs de sociologie pe care l-am urât din ficați pentru că era pură matematică și mi s-a părut odios. Abia am trecut la ăla, dar am avut și cursuri care mi-au plăcut foarte mult în facultate. În anul 3 mai ales, mi-amintesc că am avut opțiunea de care vă spuneam mai devreme, de a ne alege cursurile opționale. Erau unele obligatorii pe care trebuia să le faci și mai erau altele opționale. Și alea pe care mi le-am ales opționale mi-au plăcut foarte mult. Am avut un curs cu o profesoară tânără, cred că venea de la SNSPA. Era foarte de treabă gagica, cam de vârsta noastră, așa, era cu câțiva ani mai mare decât noi. Dar uite că nu mai rețin cum se numea cursul. În fine, era vorba în principiu despre feminism. Și discutam foarte mult la oră, pe asta se baza. Deci nu era un curs din ăla în care mi se dădea așa un teanc atât de citit, după care aveam, era să zic extemporal, după care aveam examen și veneam din an în Paște. A fost cursul pe care l-am terminat cu nota 10, nu știu câte au fost ca mine, nu mai țin minte exact, dar a fost cursul pe care l-am luat cu nota 10 curat, am avut numai note de 10 la cursul ăsta pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și dezbăteam și discutam și vorbeam așa foarte liber și deschis pe texte, pe filme, pe tot felul de astfel de lucruri. Era o chestie foarte activă și interactivă. Puteai pur și simplu să discuți cu omul din fața ta fără să simți că e un profesor înaintea ta și că trebuie să fii supus și că trebuie să zici exact cum zice el, nu cumva să-l contrazici. Așa cum se întâmplă de multe ori în școala românească. Nu, era o chestie foarte deschisă și liberă și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și cred că am excelat acolo. Chiar am avut cursuri foarte interesante, deci din punctul ăsta de vedere, pe mine m-a atras domeniul, că de asta am aplicat acolo, m-a atras zona asta de științe politice. Nu știu cât pot să pun în practică ce am învățat acolo, după cum v-am spus, nu am nicio treabă în prezent, dar așa ca baze culturale și teoretice am prins foarte multe informații de acolo și mie personal nu-mi pare rău că am făcut facultatea asta. În vară, acum 3 ani, cred, mi-am dat licența, am luat, normal, după care am început să aplic CV-uri la diverse firme, așa, la modul clasic. Deci am luat e-jobs, parcă, nu mai știu, erau mai multe site-uri din astea unde ți aplicai tu CV-ul la diverse anunțuri postate acolo și am început să mă duc pe la diverse, da, interviuri de angajare. La 2 săptămâni mă dusesem la interviu, după care la câteva zile distanță deja eram la locul de muncă și lucram. Am început de jos, cum vă spuneam, am avut un salariu destul de mic, cel puțin pentru București, nu mai știu cât făceam pe vremea aia, undeva în jur de 12-13 milioane, cam așa aveam atunci. Și știu că pentru provincie poate părea puțin mai mult, dar credeți-mă că pentru București 13 milioane, 12-13 milioane, mai ales pe timp de iarnă, nu ai cum să trăiești cu banii ăștia, decât dacă, nu știu, ai cazare asigurată. Iar eu nu aveam, eu n-am avut pe nimeni în București, încă de când am venit aici n-am avut pe nimeni și a trebuit să mă descurc, nu, am stat în chirie, asta e, de unde să stau în altă parte. Iar chiriile sunt foarte drăguțe în București, dacă locuiți pe aici, probabil știți cam pe unde se învârt sumele. Și facem așa un calcul absurd, să zicem că 200 de euro ar fi chiria, 200 de euro înseamnă undeva în jur de 9 milioane 900 de lei. Deci 900 de lei ți se duc pe chirie, să spune că tu ai 1300 de lei. 9 milioane și 13 milioane. Prin urmare îți mai rămân 4 milioane, 400 de lei, să reziști o lună din care trebuie să-ți plătești și utilitățile, din care trebuie să și mănânci, nu mai punem să te îmbraci sau alte lucruri de genul ăsta, ifose de genul, trebuie să mai și ajung la muncă și poate mai ai nevoie și de altele, nu știu. Cel puțin mie în perioada aia mi-a fost foarte, foarte greu, cum am spus, nu am avut sprijin de nicio parte, în niciun caz nu m-a întreținut cineva după ce am terminat facultatea. După care m-am angajat în altă parte, acolo mi-a mai crescut puțin salariul, dar aveam niște ore foarte dubioase, lucram și în schimbul 1 și în schimbul 2 și era extrem de obositor și uram din ficat ceea ce făceam. Iar acolo chiar a fost un punct foarte riscant pentru mine, pentru că
după 3 luni de lucrat acolo, mi-am dat demisia. Deci nu mai puteam, am zis, nu mai pot să stau aici, nu mai suport. Era un colectiv foarte aiurea, un mediu foarte tensionat. Eu nu mă simțeam bine, nu-mi plăceau orele de lucru, era un job pe care îl detestam 100%. Am zis că plec. Dar am plecat fără să am ceva sigur în față. Pur și simplu m-am avântat. Am zis, nu știu ce fac mai departe, dar vreau să plec de aici pentru că nu mai suport. Oi vedea eu ce fac mai departe. Sigur, aveam ceva în plan. Aveam așa o idee, aveam o șansă undeva, dar nu era nimic sigur, nu știam dacă voi fi acceptat acolo, dar nu m-a interesat chestia asta, am zis că orice ar fi, chiar dacă nu sunt acceptat acolo, eu vreau să plec de la jobul pe care l-am acum. Și m-am dus, mi-am scris mult demisia, pac, pac, pac și am plecat. A fost așa o ușurare pentru mine, n-aveți idee cât de bine m-am simțit să știu că nu mai trebuie să mă duc acolo. Nu. Am avut noroc după și m-am angajat la firma la care sunt și acum. Sunt de câțiva ani aici, îmi place foarte mult ce fac. Sugestia mea principală, mai ales dacă sunteți în școală acum, nu știu în care ciclu, știu că sunt oameni de toate vârstele care mă urmăresc, să nu vă concentrați foarte mult pe ce spun notele. Adică nu se dărâmă pământul dacă n-ai luat 10 la BAC, nu se dărâmă pământul dacă n-ai luat examenul ăsta cu 7 sau nu știu orice altă notă. Nu vă cramponați de note. E o chestie care mie mi-a luat câțiva ani să o procesez, dar am înțeles într-un final și după cum am spus și mai devreme, unul care a luat o notă de 10, dar habar n-are de capul lui pentru că pur și simplu are o capacitate de memorare mai bună decât a voastră, adică este capabil să rețină papagalicește un text integral, ăla nu e cu nimic superior vouă. Nu vă comparați cu unul și cu altul doar pentru că ăla a putut să memoreze mai bine sau ăla a putut să copieze mai bine sau ăla a avut mai mult noroc la un subiect. Învățați pentru voi în primul rând și încercați să investiți cât mai mult în voi și când spun să investiți, nu mă refer la nimic financiar, nu mă refer la voarfe, bijuterii, indici, nimic în genul ăsta. Când spun să investiți în voi, mă refer la oamenii cu care interacționați, mediul în care vă învățiți, pentru că are o influență covârșitoare asupra voastră, cărțile pe care le citiți, discuțiile pe care le purtați, locurile pe care le vedeți, toate astea contribuie la formarea voastră. Iar eu cred că o importanță covârșitoare, dacă nu majoră, în dezvoltarea voastră, noastră, a mea și așa mai departe, o are mediul în care vă învârtiți. Pentru că tentații sunt peste tot și eu pot să înțeleg foarte bine ce înseamnă învăț pentru teza la română sau mă duc în club, în parc. De asta eu îl sfătuiesc pe frate meu și vă sfătuiesc și pe voi să vă focusați pe acele puncte de interes personale, ale voastre. Mie, de exemplu, mi-a plăcut întotdeauna să citesc, mi-au plăcut limbile străine, istoria, geografia, zona asta. Pe de altă parte, după cum v-am spus, am fost praf pe zona de real. Am învățat doar atât cât să pot merge mai departe, să îmi văd de ale mele. Concentrați-vă pe ce vă place, faceți cu pasiune tot ceea ce faceți. Ideea este să nu disperați și nu vă gândiți că este o rușine să ai un job mai prost plătit sau ceva de entry level. Adică toată lumea începe de jos. Chiar și ăștia, actorii ăștia de la Hollywood, dacă citiți prin presă, vedeți tot timpul articole de genul uite cum serveau hamburger la McDonald's înainte de a câștiga, nu știu, $1,000,000 pe lună sau alte bălării de genul ăsta. Deci chiar și oamenii ăștia mari cu nume sonore, chiar și ăștia au început de jos, trebuie să pornești de undeva. Eu nu știu pe nimeni care să fi pornit exact de pe băncile facultății, să fi intrat fix pe post de CEO la nu știu ce companie imensă. Nu, toată lumea pornește de jos și escaladezi așa un drum al tău. Fiecare are propriul lui drum. Orientați-vă spre ceea ce vă place mai mult, spre ce vă atrage inima, nu spre ce vrea mama, nu spre ce vrea tata, nu spre ce vă sună vouă așa mai bine sau aveți senzația că veți câștiga mai mulți bani de acolo, ci spre direcția pe care o simțiți voi mai aproape de inima voastră. Știu că sună foarte poetic și în niciun caz nu încerc să vă întreb spre o zonă fantasmagorică, dar dacă vouă asta vă place, faceți ce vă place, ce vă atrage, ce simțiți voi, unde vă simțiți voi, inima într-acolo duceți-vă. N-ai de unde să știi încotro te poartă viața și unde ajungi. Poate ai noroc, poate n-ai noroc, asta e, poate îți pică basmul la bac. Nașpa, tot rău spre bine. Eu personal apreciez mai mult un 6 sau un 7 cinstit decât un 10 furat.
A, sigur, dacă poți să iei un 10 pe propriile tale merite, foarte bine. Dar nu cred că ăsta ar trebui să fie un etalon sau că ar trebui în vreun sens să ne diferențieze pe noi că ăla cu notă de 6 sau de 7 este mai slab pregătit decât ăla care a luat o notă de 10. Atât timp cât nu există un sistem de evaluare 100% sigur care să poată să certifice că tu ești într-adevăr pregătit de notele alea, eu nu cred că un elev de 6 sau de nota 7, în toate cazurile, adică la general vorbind, este mai slab ca un elev de nota 10. Nu mă convinge cu absolut nimic un carnet plin de note de 9 și de 10. Pentru că este foarte posibil ca ăla cu notele de 10 să nu aibă nimic mai mult decât o capacitate excelentă de memorare. Iar pentru mine asta este egal cu 0. Pe mine mă interesează mai mult ce poți tu să produci de capul tău, de aici și pe gură, ce poți să scoți. Iar eu cred că lucrurile astea le acumulezi nu doar din școală, dar contează foarte mult și în mediul în care te învârți, experiențele de viață pe care le ai și exemplele care ți sunt oferite. Cineva după care să te ghidezi, cineva care să te inspire, chiar că este un profesor sau că este un membru al familiei, un prieten, o personalitate, o celebritate, ceva de genul ăsta, cred că te poate influența în măsura în care îți poți stabili un țel. Te gândești că vrei să fii ca ăla și dacă vrei să fii ca ăla, o să dai tot ce e mai bun din tine și o să faci în așa fel încât să fii ca ăla sau să calci pe urmele ăluia. Sper să vă mai relaxeze puțin video-ul ăsta în cazul în care vă faceți probleme că doar cei mai buni pot reuși în viață, doar cei care excelează, doar cei care au note extraordinar de bune sau care provin din anumite medii pot reuși, ceea ce este complet fals. Vă mulțumesc pentru vizionare, dați-mi un like dacă v-a plăcut ce am pălăvrăcit aici și scrieți-mi. Puteți să-mi scrieți despre experiențele voastre din școală, de la BAC, orice se pare că se leagă de tema abordată de mine astăzi. Lăsați-mi în comentarii și mult succes în cazul în care dați admitere. Vă țin pumnii. Vă pup și ne auzim data viitoare. Pa!